Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem în căutarea stării de bine și astăzi vom descoperi cum încordarea emoțională își lasă amprenta pe corpul nostru. Și i-am alături de mine pe Tania Ghinea. Bine ai venit! Bine v-am găsit, bună ziua! Și pe Andrei Vulpescu. Bine v-am găsit! Haideți să vedem cum e cu emoțiile astea și cum se întâmplă ca ele să-și lase urmele pe tot corpul nostru. Tu, Tania, ești kinetoterapeut și înțeleg că ai practica destul de mare alături de oameni și ai putut să simți de-a lungul timpului ce se întâmplă cu corpul nostru. Ocupându-mă și de zona de posturologie, de putem să vedem exact cât de importantă este coloana, mandibula și membrele inferioare, cât de importante sunt. Și pornind de la o postură corectă, practic transmitem și către emoție sau o emoție greșită, poate să transmită, să ducă într-o postură greșită. De ce? Pentru că văd foarte mulți copii care trec prin anumite perioade ale dezvoltării în care încep să se arcuiască de spate, mai ales în cazul băieților, încep să se cifozeze datorită trecerii, odată datorită masei musculare care este slăbită din cauza posturilor vicioase și greșite pe care le au la birou sau căratul ghiozdanului, dar și în interior trec prin diverse dezvoltări. Adică încep să devină mai anxioși, încep să se dezvolte și din cauza anxietăților încep să se arcuiască și în interior să aibă tot felul de probleme la nivel emoțional. Tocmai de aceea și în clinică noi privim corpul în ansamblu pe toate cele patru planuri, fizic, mental, energetic și emoțional. Și în general când vin atât copii cât și adulți la noi pe zona de fizic, adică pe partea de posturologie și facem o evaluare, recomandăm să se facă și o evaluare la nivel emoțional sau mental, și anume către terapie florală Bach sau către terapie craniosacrală, pentru a evidenția exact în ansamblu ce probleme sunt, pentru că organismul este un tot unitar. Știu că tu ești coordonatorul unei clinici, managerul unei clinici și practic ai acces la mai multe terapii. O să revenim imediat să vedem cum putem să și ajutăm. Că tot vorbea Tania mai devreme despre anxietate. Tu ai remarcat o anumită postură, nu știu, dacă avem diferite stări, de la frici, tristețe, ai văzut anumite posturi specifice? Da, și e foarte interesant să te plimbi pe stradă și să te uiți la oameni. Uh-huh. Să te uiți la ei de la modul în care pășesc, până la modul în care se așează în spațiu, până la modul în care interacționează unii cu ceilalți. Și o să vezi destul de multe lucruri. Uh-huh. O să-i vezi pe oamenii ezitanți, cum pășesc. Ai senzația că sunt foarte multe cioburi sub tălpile lor. O să-i vezi pe oamenii siguri, cum pășesc. O să-i vezi pe oamenii supărați, pășind într-un fel. Sau așezându-se în anumite zone. Oamenii care au avut o zonă de abuz emoțional nu vor sta niciodată la expunere. O să-i vezi reacționând. Dacă atingi pe cineva, o să vezi cum reacționează. Și deja este un semnal că ceva este în neregulă, nu este confortabil cu situația respectivă. Sunt multe semnale care îți apar așa la o primă vedere. Aproape că poți să recunoști și abuzul sexual destul de simplu, doar privind un om. Cum reacționează în momentul în care discuți despre o anumită temă, o anumită zonă care ar putea să îi creeze o stare de disconfort. Spre exemplu, dacă este femeie, o să o vezi că se înroșește la față instantaneu. Am întâlnit și la bărbați asta. Nu le face plăcere, lasă privirea în jos, au tentația de a se da pe spate, de a evita, și împreunează mâinile, se întorc, nu te privesc în ochi. Când vorbesc, se uită în orice altă direcție, încercând să schimbe cumva subiectul. E clar că este o problemă acolo. Nici nu trebuie să mai întrebi. Trebuie doar să aștepți să vezi când se va ajunge la discuția respectivă, pentru că uneori oamenii nu sunt pregătiți să discute despre adevăratele lor probleme. Iar din păcate, în cultura noastră nu este un obicei de a discuta despre traumă, despre abuz. Abuzul sexual este extrem de des întâlnit. Și nu doar la femei. De exemplu, despre abuzul sexual asupra băieților nu se vorbește.
Și aici este o mare problemă. Asta când ei sunt mici, la asta te referi? Da, când sunt mici, până la vârsta adolescenței, evident, pentru că se întâlnește mai ales acolo. Și sunt generații întregi care au crescut cu abuzurile astea și nu se știe despre ele. Și nu sunt abuzuri venite din partea unor persoane de sex feminin. Okay. Deci aici vorbim despre multe situații deci cumva, care pot crea în viața adultă niște probleme, niște secrete care rod pe dinăuntru. Și atunci, fiind în această cultură în care mai degrabă vorbim despre ceea ce are un om, nu despre cum se simte, judecăm doar ambalajul, nu intrăm în profunzime. Deci, practic, corpul nostru este oglinda emoțiilor noastre, mai ales pentru cei care știm să citim din exterior lucrurile, să văd foarte, foarte clar. Poate că oamenii, într-o primă fază, nu se duc la psihoterapie, mai degrabă vin poate la un masaj, la reflexoterapie, este că am problema X, am problema Y, hai să mă duc să mă simt bine că îmi face cineva ceva sau am probleme cu postura, uite, începe să mă doară spatele. Și atunci, probabil că voi sunteți prima linie care intervine. Și în general, persoanele, mai ales care sunt supra-solicitate și datorită contextului actual, cum și-au solicitat foarte mult poziția șezând, de exemplu, și au dureri de spate sau anumite emoții, au venit, de exemplu, după situația aceasta pandemică, au venit către noi foarte mulți cu probleme la nivelul coloanei, cu dureri, contracturi musculare, contracția foarte puternică a fasciei și în momentul în care au venit către terapiile pe partea aceasta fizică, masaj, drenaj limfatic sau partea de recuperare medicală, strict kinetoterapie, în momentul în care terapeuții noștri, kinetoterapeuți fiind, și le-au făcut o testare, da? Au simțit practic fascia care se încordează foarte tare, care este extrem de contractată și și-au dat seama că există probleme și la nivel emoțional și au trimis apoi către colegii terapeuți pe terapiile complementare. Dar ce este foarte important e că și bebelușii când se nasc, de exemplu din viața intrauterină, iarăși pot apărea anumite probleme, de exemplu în dezvoltarea sarcinii la mamă. Dacă mama trece prin anumite perioade sau prin anumite stări, este foarte important, mai ales în luna 5-a și 6-a, este foarte importantă dezvoltarea creierului la copil, ca în momentul în care se naște, poate să vină cu anumite traume pe care mama le-a trăit și să îi le transmită. Și vă povesteam mai devreme de terapiile acestea complementare, terapia craniosacrală, de exemplu, poate să ajute atât în cazul copiilor care au avut o viață intrauterină un pic mai afectată și sau în timpul travaliului sau în timpul efectiv al nașterii s-a produs o anumită problemă și se vin cu aceste emoții pe care mai târziu le transpun în probleme de postură legat de ceea ce povesteai mai devreme. Adică și poți să-i vezi exact cum pășesc, când îi vezi exact cum stau cu mânuțele aici, adică speriați tot timpul ca și când îi ataci. Și inclusiv la față se pot vedea anumite stări pe care poate să le aibă diverse. Inclusiv la nivel mental. Ei stau într-o perpetuă stare de încordare care le spune că există pericol oriunde. Da. Și atunci, trăind în zona asta de încordare, tot corpul este pregătit fie să fugă, fie să bată. Sau, în cazul, la bărbați înțeleg că e mai puțin cu friz, dar în cazul femeilor se mai întâmplă și cu friz. Și atunci, stând așa, când te mai relaxezi? Vezi, trăim în această cultură în care relaxarea e cumva ridiculizată. Și uite, hai să facem un exercițiu. De unde am învățat noi să ne relaxăm acasă? Hai să ne gândim la fix la o generație în spate, la părinții noștri, da? Nici măcar nu se gândeau la asta, nici măcar nu se gândeau să vorbească despre iubire, despre emoție, despre copilul era cel puțin și eu și probabil că și voi. Când era mic, era întrebat cum se simte doar atunci când părea apatic. Știi? Adică dacă avea o problemă, venea mama și erai băiat, te simți ok. Da. Dacă erai băiat, nici atât. Ți-o luai. Și vezi, practic, noi nu am învățat să ne relaxăm. Noi nu am învățat să ne conectăm. Să ne conectăm și să ne luăm energia ok. Și atunci, dacă te uiți, este cumva firesc ca societatea să fie mega stresată, mega anxioasă. Acum nu mai vorbim despre perioada asta pandemică în care nu mai e o psihoză, cred că e schizofrenie socială deja. Adică toată lumea e încordată, nimeni nu se relaxează. Spre exemplu, într-un cerc de bărbați, dacă cineva se duce la masaj, automat se vor găsi 2-3 care să râdă se de el. Da. Deși este o chestie absolut normală să te duci la masaj sau să te duci la... Hai că te duci la sală, e în regulă.
Dar asta ar trebui să fie în viața tuturor, să poți să faci mișcare, că asta ești om, pentru asta ai fost creat, să te miști, nu să stai. Plus că se elimină extrem de multe toxine prin faptul că faci mișcare, pe lângă că te ajută pe plan articular, muscular și te dezvoltă armonios în cazul copiilor, de exemplu. Trebuie să, adică se elimină și toxinele și îți dă o altă stare psihică. Și mai mult decât atât, trebuie să vorbim și despre gânduri, pentru că iar nu vorbim nici despre asta. Noi ne ocupăm foarte bine de ambalaj, cum să facem pieptul, spatele, picioarele, nu știu ce, dar nu vorbește nimeni despre gânduri. Și aici, de aici pleacă o grămadă de probleme. Păi tu cum gândești? Care e raportarea ta cu lumea? Care e raportarea ta cu tine? Ce se întâmplă? Ce profeție duci pe umeri? Pentru că toți ducem o profeție. Uneori este foarte trist să vezi că sunt 4-5 și atunci este foarte greu să le desfaci, să lucrezi cu ele. Pentru că sunt, de exemplu, nu meriți, nu ești bun de nimic, nu o să te descurci, nu te-am dorit. Deci când ai auzit-o pe asta, s-a terminat. Ei, gândește-te un copil care a aflat chestia asta la o vârstă. Poate a aflat-o și la 20 și ceva de ani. Este aceeași ghilotină. Cum va relaționa cu lumea? Și cum se va simți asta la nivel fizic? Aș vrea să te întreb, pentru că începusei să ne povestești despre bebelușii care se nasc în momentul în care părintele simte nevoia să vină către voi la terapie. Cu ce simptome vin? Adică ce are copilul? De ce îl aduc la voi? Spuneai despre bebelușul care în perioada în care era în burtica mamei a trăit el niște traume. La voi cu ce vin? Pentru bebeluși, și vorbim pentru cei până într-un an, vin cu diverse probleme, în primul rând la nivel ortopedice, pot fi și neurologice, bineînțeles, dar discutăm de marea majoritate care sunt pe partea ortopedică, gen picioare equin sau torticoli sau diverse probleme de hipotonie sau hipertonie odată, dar cu foarte mulți copii extrem de agitați, adică care plâng foarte mult, care nu mănâncă, nu știu, să sugă foarte bine, adică sunt anumite elemente care ne pot arăta copilul acela și începem să întrebăm mama, cum a fost în perioada sarcinii, în perioada 5-6 luni, cum a fost nașterea, că e foarte important să faci o anamneză corectă ca să poți să ajuți copilul respectiv nu numai din punct de vedere fizic, să poți să-l trimiți și către colegii pe partea emoțională. Toate gândurile noastre, că discutam mai devreme despre partea aceasta, toate gândurile sunt și ca niște cauze spirituale ale bolilor. De exemplu, dacă gândești neapărat negativ, se transmite și apoi primești înapoi în fizic. Deci totul apare mai întâi în mental, în emoțional și apoi se transformă practic în fizic. Toate bolile, deci toate au o cauză și o cauză mentală. De aia este foarte bine să meargă către specialiști cu care să discute și să poată să-și rezolve problemele emoționale și apoi, bineînțeles, să îmbine cu partea de problemă fizică, că sunt copii, că sunt adulți. Iar pentru copiii mai mari, partea aceasta emoțională, cum o vedem, prin faptul că la fel sunt extrem de anxioși, sunt foarte agitați, teama asta de abandon, mai ales când se duc la grădiniță, de exemplu, e o perioadă destul de complicată. În momentul în care se duc la grădiniță și sunt obișnuiți să stea decât în familie, în momentul ăla apare frica de abandon. Important este și educația ar trebui să fie dusă către părinți, de către specialiști, să-i ducă către terapii adecvate în care să ajute copilul să înțeleagă exact etapa în care se află. Hai să explicăm un pic simplu cum se instalează această teamă de abandon la un copil, pentru că oamenii nu au informația asta și probabil o iau în râs. Spre exemplu, există o gândire de asta populară care spune: lasă copilul să plângă ca să vadă ce e aia viață grea. În secunda în care ai gândit așa, copilul ăla pleacă la drum cu teama de abandon. Deci fix în secunda asta. Plus în că momentul îi se pune programelul că viața chiar e grea. Nu mai spun de asta. Deci poți să ai parte de un pesimist, cum să zic, deja programat. Adică nu mai discutăm, tu l-ai programat prin asta. În momentul în care copilul plânge, are o nevoie. Tu trebuie să fii acolo pentru nevoia lui. Dacă tu spui, lasă-l că nu merită sau nu mă duc către el, el va înregistra chestia asta și va spune, ok, dar atunci când eu am o nevoie, oamenii care sunt semnificativi din viața mea, îmi întorc spatele, nu sunt acolo. Și atunci el va crea fie evitare socială, fie se va închide și își va face universul lui, fie va merge și își va autosabota toate relațiile. Pentru că el se gândește, ok, orice aș face, eu o să rămân singur. Este o capcană mentală foarte puternică asta.
Și atunci, că tot vorbim despre parenting, hai să le spunem oamenilor adevărul. Mai oameni buni, înainte să vă doriți să fiți părinți, încercați să obțineți niște informații, astfel încât să înțelegeți niște lucruri pentru a nu vă virusa copiii până la 6 ani. Că astea cam până 6-7 ani se instalează softurile astea. Softuri pe care le duci până în viața adultă și sunt greu de desfăcut la momentul respectiv, pentru că tu practic ai exersat niște comportamente și niște stiluri de gândire toată viața aia. Și ajunge la 35 de ani pe canapea și vrei să faci ce? Să spargi toată povestea asta? Păi durează mult și nu ești 100% că convins că o să reușești. Bine, acum am deschis un subiect asta cu teama de abandon. E unul dintre ele. Sunt nenumărate. Ideea este că în această emisiune ne-am propus să ne uităm la faptul că toate aceste emoții își lasă amprenta asupra corpului, ceea ce în general nu suntem atenți la corpul nostru. Suntem la atenție în momentul în care, uite, da, vezi, are o problemă copilul și chiar din primele zile de viață și mă întreb, de exemplu, ce stări a avut mama în timpul sarcinii de a ajuns copilul chiar să apară pe lumea asta cu probleme fizice. Și ce aport a avut tata la stările mamei? Oare mama a fost în depresie pentru că tata a părăsit-o înainte de sarcină? Oare mama a fost în depresie pentru că tata a zis că nu e copilul lui? Și de aici avem o listă întreagă pe care o putem desface numai în zona asta. Și sunt N situații de genul ăsta. Și ar trebui să fim atenți unii la ceilalți. De-aia am intrat în relație până la urmă. Să putem să funcționăm unul cu celălalt și în momentul în care apare și copilul să avem grijă ca acest copil să fie bine. Tot vorbim despre stare de bine. Păi atunci ce facem? Ne mulțim doar ca să fie la număr toată povestea asta sau avem și grijă de noi? Deci, practic, mama ajunge într-o depresie. Inclusiv postural este în faza asta. Ți afectezi coloana, după care și toate fascile sunt contractate. Contractate, exact. Inclusiv femeile abuzate, despre care povesteai mai devreme, au o postură extrem de greșită. Pentru că mai ales dacă din copilărie ai deja o problemă, o scolioză, dau un exemplu, în momentul în care devii adult și n-ai tratat până în 16 ani în cazul fetelor, tratezi deficiența, rămâi cu ea, iar în timp, datorită greutății pe care o duci în spate de fiecare dată, apar diversele probleme, hernii de disc, discopatie. Astea se fac pe fundul de deviații ale coloanei netratate la timp. Plus, bineînțeles, emoțiile și pe care de viață dezordonat. Dezordonat, exact. Că n-ai grijă de tine, în primul rând. Nu vrei să te duci să faci absolut nimic pentru tine, nici pentru tine, nici pentru corpul tău. Adică să te bucuri, pentru că tot timpul ai senzația că tu asta meriți. Adică să fii agresată și verbal și fizic, din păcate, sunt foarte multe femei. Și, într-adevăr, dă o postură vicioasă. De aia recomandăm să se vină către mișcare și mișcare specializată, da? În care să-ți lucrezi bine masa musculară, să-ți tonifici ușor paravertebrali, musculatura abdominală, să dai drumul pe sistemul respirator. Pentru că toate problemele astea de coloană, fizic vorbind, duc la alte probleme de origine internă, cum ar fi deci o cifozare sau o scolioză și la copii și la adulți, comprimă foarte tare diafragmul și este necesar să faci exerciții în care să-ți destinzi, bineînțeles, diafragmul, adică un complex pe care trebuie să-l înveți și, bineînțeles, să-l faci zi de zi. Și te ajută și pentru eliminarea toxinelor, te ajută psihic în primul rând, plus că faci ceva pentru tine. Este foarte important, cred că și pentru femei și pentru bărbați, în egală măsură, să simți că faci ceva pentru tine, adică să simți și să te iubești, pentru că asta este să înțelegi, să te înțelegi și ce necesități ai tu, pentru că dacă tu ca femeie îți dai seama de problemele pe care le ai și le tratezi și pentru cei din jurul tău, pentru copiii tăi care până în 7 ani sunt în aura ta, deci pentru copilul tău, pentru familia ta, pentru soțul tău, tu trebuie să fii extrem de bine echilibrată, da, pe toate planurile, ca să poți să oferi din plusul tău sau din prea plinul tău, să oferi și celorlalți din jurul tău. Știți că se spune self-love is self-care. Și nu este egoism. Da. Asta, există, exact, există și aici o distorsiune, și anume că dacă ai grijă de tine, ești egoist. O distorsiune puternică. Dar hai să mai vorbim de încă niște lucruri care se întâmplă în corp. Se întâmplă hipertensiune și nu sunt cardiolog,
dar știu ce înseamnă episod depresiv, că am fost acolo. Îți simți inima că bate mai tare. Asta e de la încordare. Este suficient să schimbi mediul, să schimbi starea și o să vezi că îți revii. N-ai nevoie de pastile pentru chestia asta. Se întâmplă foarte multe dezechilibre la nivel abdominal, în zona de cel de-al doilea creier, zona digestivă, unde sunt cele mai des întâlnite diagnostice de colon iritabil, care e, de fapt, clar emoțional. N-ai ce să... Și de aici sunt multe, ulcere și toată paleta. Iartă-mă o secundă. Dincolo de oase. Deci astea sunt clare. Insomniile nu mai vorbim, că insomniile duc la ce? Stai, creierul tău stă și ruminează în continuu la același scenariu, nu dormi, automat se instalează oboseală în tot organismul și de aici cedează sistemele pe rând. Adică noi trebuie să învățăm, că am observat că unii despart mintea de emoție, corpul de minte, inima e separată, adică ai senzația așa că fiecare plutește pe undeva. Nu, trebuie să înțelegem că este un mecanism care funcționează în strânsă legătură, nu poți să faci disecțiile astea. Și atunci poate ar trebui să regândim toată povestea, tot unghiul din care ne uităm. Procesul terapeutic din care noi, fiecare dintre noi venim. Eu absolut. Ca psihoterapeut, tu ca psiholog, tu ca kinetoterapeut. Tocmai de aceea conceptul clinicii noastre este foarte bine structurat, și anume medicină integrativă, în care combinăm și medicina alopată și medicina complementară, oferind terapii, adică momentul în care vii la un consult integrativ, da? Și te vede și medicul de medicină generală și iridologul. În momentul în care termin consultul, ți se recomandă terapii atât fizic, energetic, adică pe toate planurile, da? Mergi pe o terapie craniosacrală care te echilibrează la nivel emoțional, poți să mergi la o chiropractică viscerală, apropo de al doilea creier, stomacul, avem chiropractica viscerală făcută de un medic care este foarte bună și o recomand pentru că se strâng acolo tot felul de emoții, tot felul de lucruri, da? Și este bine să faci partea aceasta, plus vii pe partea să tratezi fizic la kinetoterapie sau la osteopatie sau să îți faci un masaj, da? Care poate să fie de drenaj limfatic dacă există blocaje la nivelul limfei, sau avem o secție mare, de exemplu, de remodelare corporală, unde o recomand doamnelor pentru că îmbinăm și frumusețea și partea de remodelare. Okay. Bun, haideți să luăm un caz concret al generației în care trăim în momentul de față, care se numește anxietate. Da? Hai să vedem din punct de vedere emoțional ce se întâmplă, după care ce se întâmplă din punct de vedere fizic. Și după aceea, cum putem să ajutăm raportându-ne fix la acest cadru integrativ? Și apropo și de medicina chineză, pentru că, de exemplu, anxietatea, frica se simte după aceea la un anumit organ din corp și toată legătura. Hai să vedem, Andrei, ce se întâmplă în anxietate din punct de vedere emoțional. Dacă ne uităm în general, iar pe stradă, că este cel mai frumos barometru care ne dă o grămadă de informații, vom vedea că suntem un popor extrem de îngrijorat. Așa suntem noi. Ba ne și place asta. Și trebuie să înțelegem faptul că până să ajungem la anxietate sunt aceste griji. Anxietatea cumva este firească în anumite doze în viața noastră. Sunt situații în care chiar este ok. Ar fi aiurea să nu existe. Însă ea poate să ducă până la zone destul de extreme, care culminează cu atacul de panică, pentru că sunt foarte mulți oameni care au atac de panică, dar ei nu știu de unde vine. Și atunci trebuie să te duci până la griji, să vezi de unde, că acolo este miezul, acolo se poate rezolva. Sigur că poți să-l pui să se relaxeze în fel și chip, însă până nu se rezolvă problema care a generat tot episodul ăsta, tot traseul ăsta de anxietate, nu o să se ducă. Și asta o știu iar pe pielea mea. Dar noi nu știm să ne contestăm gândurile. Pur și simplu să stai așa și să te uiți la gândul tău și să zici: da, ăsta o fi adevărat? Și dacă nu e adevărat? Nu, în general suntem cumva crescuți în zona asta de inflexibilitate psihologică. Suntem pe fix. Suntem pe gândire, cum spunea tatăl meu, gânduri puține și fixe. Nu suntem învățați să fim deschiși, să punem o situație în centru și să ne uităm din toate unghiurile la aia, să vedem ce învățăm de la povestea asta.
nu avem acest exercițiu, pentru că este un exercițiu până la urmă, ca oricare altul. Așa cum te duci să-ți antrenezi spatele la sală sau te duci să-ți rezolvi niște probleme la terapii, da? Și asta, gândirea în perspectivă sau gândirea flexibilă se antrenează la fel. Și atunci de aici vin o grămadă de probleme de genul ăsta. Da, uite, dacă te uiți la toate manifestațiile astea care există și acum în pandemie și în general, vei vedea că sunt oameni care cer tot timpul ceva. De aici nu stă nimeni să se gândească, ok, dar oare nu cumva faptul că eu ies aici și țip mă blochează? Și de fapt eu îmi întrețin așa o stare internă de perpetuă încordare, când aș putea să schimb puțin perspectiva și să zic ok, hai să văd ce pot să fac eu astfel încât să nu mai fiu nevoit să cer, să văd dacă pot să mă dezvolt într-o direcție sau în alta astfel încât să schimb ceva în viața mea, sau am tot timpul nevoie de cineva din exterior să vină să-mi spună cum să fac. Și iată de unde e anxietate și mare. Deci totul ține de aici, de la mental, cum sătesc, cum gândesc, cum privesc o anumită situație. Când... Da, pentru că el după aia îți afectează tot corpul și poți să ajungi și la boli complicate. Exact, pentru că schimbă postura, da? Asta e în primul rând postura. Tot. Și când vorbesc de postură, nu vorbesc doar de coloană. Este important de jos, de la membrele inferioare, de la picioare până sus la mandibulă. Adică sunt persoane care, de exemplu, din cauza anxietății poate să scârșnească foarte mult dinții. Da? O modificare pe partea asta mandibulară poate să-mi ducă la o modificare de coloană vertebrală, poate să-mi ducă la o postură greșită a membrelor inferioare și iată cum o deviație pe care o aveam doar incipientă începe să fie din ce în ce mai pronunțată. Adică sunt foarte multe în fizic, pot apărea foarte multe probleme, atât intern cât și extern, la nivel osteomuscular, datorită problemelor emoționale. Tocmai de aceea trimitem pacienții să-și facă, sau mă rog, le explicăm cât de important este să vadă și partea aceasta emoțională, să meargă spre terapii în care să poată să discute, în care să poată să comunice, pentru că avem o problemă și cu partea asta de comunicare. Noi nu am fost obișnuiți să comunicăm. Apropo, ce spuneai și cu părinții, pentru că trăim din generații în care nu aveam o astfel de educație. Nici părinții noștri, la rândul lor, poate ar fi vrut să discute cu noi, dar și ei, la rândul lor, vin din alte generații care nu știau exact cum să le explice. Așa și noi încercăm să schimbăm ceva și să trimitem mai întâi către zona emoțională și apoi, în egală măsură, și pe partea fizică. Hai să vedem, dacă ne raportăm la frica din anxietate, care ar fi un organ principalul care este afectat? Rinichiul. Uh-huh. Rinichiul. Okay. Acolo toate fricile se duc la nivelul rinichiului și, în general, pe sistemul urinar. Toată vina, când te simți extrem de vinovat sau se duc la nivel lombar, deci pe zona de lombar. Când nu știi, ești foarte închistat într-o anumită, o să fac așa câteva exemple, închistat într-o anumite lucruri și nu vrei să cedezi sau nu vrei să ierți sau nu vrei să fii un pic mai ispășit. Flexibil. Exact, te vor durea întotdeauna genunchii sau te vei întreba, pentru că vin la mine la recuperare persoane cu ligamente încrucișate, da? Venim după o intervenție de ligament încrucișat. La un moment dat e posibil ca o mobilitate să fie, să meargă foarte bine tot programul de recuperare, da, în prima fază de obiectiv pe recuperarea mobilității, și la un moment dat să vezi că pacientul, tu faci absolut tot, da, dar vezi că există totuși acolo un blocaj, da, pe care noi ca terapeuți, atât timp cât ne-am ales meseria aceasta, trebuie să simți și trebuie să vezi. Nu mă interesează doar fizic și nu mă interesează altceva, eu trebuie să privesc în ansamblu totul. Și încercăm acolo unde se poate și acolo unde există înțelegere să explici. Dacă treceți printr-o perioadă a vieții în care poate v-a supărat un domn sau o doamnă, trebuie să aveți, că depinde și de partea corpului care, da, asta în mare, da, ar fi bine să stați un pic mai relaxat sau să vedeți un pic altfel lucrurile, adică să învățăm oamenii, da, cu lucruri simple, prin cuvinte simple, pentru că nu toți sunt deschiși exact, dar să-i faci să înțeleagă cât de important este și el să participe, da, la partea aceasta. De-aia nu e numai fizic, deci trebuie lucrat și el, modul de gândire. Gândesc pozitiv, atrag pozitiv. Ceea ce transmit în energia universală, asta primesc înapoi. Da? Efectul bumerangului. Și mai e o chestie. Vi s-a întâmplat în pandemie să nu dormiți și să nu știți de ce? Pur și simplu să aveți senzația aia de creier plat, în care nu există nimic. Ești într-o stare de asta de neutralitate, dar nu-ți vine să dormi.
ai senzația că ești foarte fresh, dar nu știi ce se întâmplă și nici nu poți să te conectezi la gânduri pentru că nu ruminezi, nu e nimic acolo. E o stare de asta. Să încercați să faceți corelație, să vedeți cât v-ați uitat la televizor și la ce în ziua respectivă. Eu am făcut exercițiul ăsta și mi-am dat seama că mă uitam la știri prea mult. Unul dintre sfaturi este să închideți televizorul. Mai ales pe dezbateri care induc frică, panică, răutate, același lucru cu social media. Pentru că, practic, contractă corpul, te pregătește de luptă și atunci cum să dormi când tu ești pregătit de luptă? Știi cum e? E exact ca bancul ăla, că dimineața te trezești și spui un pic de ceanură în cafea și ai senzația că o să-ți fie mai bine. Nu o să-ți fie mai bine. Adică trebuie să avem foarte mare grijă cu ce ne hrănim. Pentru asta am și văzut un exercițiu apropo de stres foarte interesant la doamna este medic, dar este și coach, dar mi s-a părut interesant. Exercițiul farfuriilor. Desenezi două cercuri, într-unul scrii ce te stresează cel mai tare, eventual cu scalare, ordine și așa mai departe, în funcție de importanță. Iar în cel de-al doilea, ce te încarcă pozitiv. Astfel încât să poți să vezi cum arată dieta mentală și emoțională a persoanei din fața ta. Și de aici poți să dezbați și să intri destul de tare. Și am întâlnit cazuri în care în zona asta de încărcare pozitivă nu era nimic. Era goală farfuria. Iar aici erau niște liste întregi. Și atunci era foarte complicat. Deci, vezi, trebuie să avem grijă la echilibrul ăsta, la ce băgăm în noi, în creier. Pentru că noi avem senzația că putem să ducem. Nu poți să duci. Trebuie să știi să mai și dai afară, să nu mai ții toate. Pentru că, hai să zicem așa, te duci la birou și nu-ți place locul de muncă. Este un mare factor de stres ăsta. Vii acasă, stai deschis televizorul, vezi toate dezbaterile, toate nenorocirile, toate panicile, toate sunt numai dezastre, da? Și unde-i binele din viața ta până în urmă? Și atunci, în interacțiunea cu partenera sau cu partenerul, ce vei face? O să vergi toată negativitatea asta, că n-ai unde să vergi în altă parte. Dacă nu te duci nici la sport, nici la masaj, nici la activități în aer liber, măcar să te plimbi mai mult sau să socializezi cu oamenii. Că sunt și studii care spun că la baza stării noastre de bine nu stă neapărat relația de cuplu, ci calitatea relațiilor și conexiunea socială. Calitate! Pe asta trebuie să punem noi preț. Ori iar venim la ce ziceam mai devreme, că pe noi nu ne interesează cum se simte celălalt, ci ceea ce are. Și aici ne învârtim așa, exact ca șoarecele pe rotiță, știi? Și trebuie să învățăm. Da, apropo de ce spuneai mai devreme și cu relaxarea, că e nevoie să învățăm relaxarea, mie mi se pare foarte simpatic. Oamenii îmi fac masaj și mă simt bine. Întrebarea este cât timp te simți bine, că dacă nu ți-ai învățat tehnicile de relaxare, trece o săptămână, săptămâna asta cu siguranță ți-ai încurcat corpul, ți-ai afectat așa și dar ajungi din nou la fel de blocat. Totul ține de noi. Ca indivizi, ceea ce vrem să schimbăm, pentru că noi suntem niște unelte, toți terapeuții, practic, care venim, da? Și încercăm să ajutăm, da? Să venim în beneficiul tău cu toate tipurile de terapii care ar trebui să te ajute. În schimb, tu te poți ajuta și tu ești principalul mentor, ca să zic așa. Trebuie să-ți schimbi gândirea, trebuie să schimbi modul de viață și totul pornește de la tine. De aia oamenii care vin și fac, noi avem și un masaj cu aromoterapie care merge foarte bine, mai ales este foarte îndrăgit de persoanele sedentare în general, mai ales care stau foarte mult timp la birou. Apropo că vin, își fac masajul de sfârșit de săptămână, în schimb săptămâna viitoare o luăm de la capăt. Ideea este că trebuie să înțelegi că trebuie să schimbi ceva, să faci mișcare exact cum spuneai, să facă mișcare, să schimbe modul de gândire. Deci de aici pornește. Schimbarea pornește odată cu tine. Că ești femeie, că ești bărbat, e în egală măsură. Plus că noi toate frustrările și toate anxietățile pe care le aducem de la servici, le aducem acasă, unde avem copii. Copilul, ceea ce vede la tine, tu ești exemplu pentru modelul exact. Pe viu. Până să-l ducem către societate, te vede pe tine. Dacă te vede pe tine că stai la toate știrile negative și tu te încarci negativ, îl vei încărca și pe el și va înțelege că așa trebuie să ne informăm de acolo. Nu. Dacă te vede pe tine cu o carte în mână, dacă te vede pe tine că ai ieșire în parc, te plimbi cu bicicleta, adică avem activități, da? Copilul așa se va educa și așa va vedea și el și va fi spre beneficiul lui.
Este foarte important că, că apoi apar copii cu frustrări, cu anxietăți, cu diverse lucruri pe care ne întrebăm, da, de unde are starea aceasta? Păi dacă dai un pic înapoi, ai să vezi că poate tu cu soțul tău aveți niște discuții pe care n-ar trebui să le audă copilul sau ar trebui să folosiți alți termeni sau ar trebui să aveți grijă la tonalitate sau sunt foarte, foarte importante. Stările acestea emoționale pe care le transmitem copiilor sunt extrem de importante în dezvoltarea lor și mai ales când vor deveni ei adulți. Uitați-vă la fete care și-a tiparul de soț în funcție de tatăl lor. Și băieții la fel. Sau și băieții la fel, exact. Da, uite, hai să le dăm niște posturi simple. Spre exemplu, în postura asta de victory, când stai drept și cu capul în față, nu poți să fii trist. Da, exact. Că nu te lasă. Tu stai așa și poți să fii trist. Dacă îi spui omului, intră în depresie, nu poate, că n-are... Se uită la tine și zice, vorbești serios? Mimează din postura asta tristețea. Asta e postura victoriosului. La fel, din postura asta, cu mâinile deasupra capului și cu capul în față, nu poți să fii trist, n-ai cum. Nu te lasă poziția. Ești... Hello, parcă îți vine să râzi, adică nu prea... Deci se schimbă automat niște chestii simple. Am mai întâlnit cazuri în care spun oamenii, da, dar cine mă ia și pe mine în brațe? Ia-te tu. Cum adică să mă iau eu? Păi uite așa. Stai așa tu cu tine să vezi ce se întâmplă și să vezi că vei avea parte de această căldură la nivelul toracelui, evident și din această îmbrățișare pe care ți-o dai. Creierul nu știe că te-a luat în brațe altcineva. El are nevoie de această reglare. Dacă nu poți să te reglezi cu altcineva, poate că partenerul nu este capabil să facă asta. Și am întâlnit zeci de cazuri în sau care unul dintre cei doi... Sau nu e disponibil că e plecat în Italia la undeva. Job și exact. Și mai departe. Exact. Oferă-ți singur chestia asta. Nu este nicio rușine. Este pentru tine. A, păi nu, că eu aș vrea pe cineva. Acum deja am regresat la 7 ani când vrem eclere după ce am mâncat 2 amandine. Adică nu merge, știi? Dar sunt niște tehnici simple. Uite, de exemplu, dacă îi spui cuiva să intre în depresie, o persoană care oricum este predispusă la asta și îi pui să stea cu umerii în jos și cu capul în pământ și să-și repete, nu sunt bun de nimic, nu merit 5 minute, o să fie în depresie. Îi dai scor și îți iese. Serios. Dacă îl pui să-ți stea așa, pe aceeași persoană, 10 minute și să spună pot și s-ar putea să nu mai fie la fel. Deci uneori nu e nevoie neapărat să schimbăm gândurile, uneori e suficient doar ca, sau gândurile, e suficient să ne schimbăm, să schimbăm postura. Se spune că 80% dintre boli sunt pe fond emoțional, deși se zice că na, dacă te calcă trenul, acolo da, nu mai e boală. Deși te gândești, bă, dar unde era omul cu mintea și cu sufletul de ajuns să-l calce trenul? Vorbeai mai devreme despre problemele la genunchi. Și chiar am un caz în familie care tot timpul se lovește la genunchi. Există și aici ceva, un substrat emoțional, spiritual, pentru care te lovești tot timpul în aceeași zonă a corpului? Da, există, pentru că niciodată nu poți să treci peste problema respectivă. Și de fiecare dată, practic, Dumnezeu ne arată o anumită cale și că trebuie să o schimbăm, da? Prin anumite terapii, dar dacă tu, că pornim de la același lucru, dacă tu nu vrei să schimbi nimic și ai senzația că ierți, pentru că a ierta este foarte, foarte greu, inclusiv să te ierți pe tine pentru anumite lucruri pe care le-ai greșit sau consideri tu că le-ai greșit, da? Trebuie în primul rând să înțeleagă foarte bine și să ierte și să înțeleagă de ce de fiecare dată e ca un ciclu, da, revine la aceeași problemă. Pentru că nu a îndepărtat în totalitate problema respectivă. Adică emoția a rămas, a fost doar pe moment, a tratat doar pe moment, a crezut că a iertat, că gata, a trecut peste moment, dar ea tot timpul reapare. Trebuie să lupți cu tine în permanență, să-ți schimbi gândirea aceasta negativă, ca să zic, care este negativă în primul rând pentru tine și pentru sănătatea ta și să o transformi într-o gândire cât mai pozitivă, să atragi lucruri bune și să ierți, bineînțeles, și să oferi iubire, că până la urmă iubirea este totul, să știți. Asta evitând să intrăm în zona de pozitivism toxic. Da, adică să exact. Acoperim problema cu gânduri bune, cu zen, cu mamă ce frumoasă e viața, că nu știu ce, dar de fapt nu integrăm problema. Sunt elefanții acolo. Sunt elefanții turmă. De aceea trebuie mers către specialist, da? Și discutat cu specialistul ca să poată să-ți explice, da? Și să-ți explice exact care este diferența, da? Să nu încurci lucrurile. De-aia e bine să mergi către terapia emoțiilor.
Da? Cum noi promovăm partea asta de terapie florală Bach și terapia craniosacrală. Sau este partea asta de psihologie. Deci, practic, atunci când am probleme din punct de vedere fizic, este bine, ok, merg și mi-aleg una dintre terapii, că vorbim de terapie craniosacrală, că vorbim de terapia florală Bach sau alte tipuri de terapii, e nevoie să ne facem în background și cealaltă temă, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere mental, ce fac, cum procedez în viața mea, ca să aibă efect împreună. Exact. Pe lângă terapia fizică, bineînțeles. Dar este un reality check foarte important pe care poți să-l faci de mai multe ori pe zi. Cine sunt, ce gândesc, ce simt. Uh-huh. Și unde doare când simt asta. Uh-huh. Sau am mai văzut un exercițiu interesant, tot așa, să identifici 5 lucruri pe care le vezi, 5 lucruri pe care le simți, 5 lucruri pe care le miroși și un gust. Ca să poți să te deconectezi, să te ancorezi în prezent, să te rupi de la trecutul ăla. Pentru că sunt foarte mulți oameni care trăiesc ieri sau alaltă ieri. Sau cu grija de mâine. Și ratează prezentul total. Și atunci trebuie să faci niște exerciții cu ei astfel încât să poți să-i ancorezi un pic, să-și dea seama că băi, stai, există și acum. Relaxează-te puțin. Cum ești acum? Cine ești tu acum? Nici măcar unii nici nu știu să-ți spună. Spre exemplu, am făcut un exercițiu și am zis, băi, ok, spune-mi cine ești tu. Și spun datele din buletin și funcția eventual sau atât. Asta e tot? Pe ce mai vrei să știi? Despre asta e vorba. Este exact zidul ăsta social, nu trecem în spate, nu ne interesează. Bun, și uite, dacă eu ți-aș spune că eu sunt un om care este, nu știu, onest, cinstit, hotărât, deschis, curios și așa mai departe, ce ai zice? Că mă minți. Ah. Noi ne place să judecăm ceea ce vedem în buletin și ceea ce vedem eventual în parcare, pe masă, haine. Și așa avem senzația că ne vom atrage starea de bine. Însă nu e așa, pentru că tu nu stai cu o funcție în casă, tu stai cu un om în casă, cu un întreg univers în casă. Și dacă universul ăla este cumva toxic, nu știu cum va fi povestea. Deci trebuie să avem grijă la povestea pe care ne-o scriem. În fiecare zi. Pentru că asta e viața noastră. O succesiune de zile. Vă mulțumesc frumos. A trecut timpul repede. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit până acum. Aveți grijă de corpul vostru, de ceea ce puneți aici în căpușor. Și chiar acum puteți să faceți un exercițiu foarte, foarte simplu. Să vedeți unde în corpul vostru se simte o anumită tensiune și în același timp gândiți-vă ce simțiți acum, care este starea pe care o aveți. Pentru că de aici e mult de lucru fiecare cu noi înșine. Vă așteptăm cu drag și la următoarea emisiune și să răsfăiți noul număr al revistei Psihologii. Pe curând!